Bună ziua, facem astăzi pireu de castane. Am aici 750 de grame de castane pe care le-am spălat bine și acum o să le tai. Deci cam așa le tăiem în cruce sau numai de lungul. Le tăiem așa pe toate. Deci atenție mare la degete. Și este important să folosim un cuțit fierăstrău. Le-am tăiat pe toate. Am uitat să vă spun. Deci partea bombată se taie. Sus, pe partea bombată se taie. Acum o să le punem la fiert. Le acoperim cu apă și punem puțină sare. Punem puțină sare și le acoperim. Lăsăm să fiarbă cam 20 de minute. Până fierb castanele, facem un sirop. 150 de ml de apă, o lingură de zahăr și o lingură de zahăr vanilă. Și puteți să puneți și rom, esență de rom dacă vreți, eu o să pun numai în jumate. Lăsăm să fiarbă 3-4 minute. Fiertele să puțin să răcească. Eu o să încerc să le desfac deja. Le desfacem de coajă. Și de pielițele astea de aici, toate. Sunt foarte fierbinți, dar vreau să le curăț așa fierbinți. Pielițele astea le luăm. Terminat de curățat. Normal că au fost și stricate, care normal le aruncăm. Deși le-am controlat când le-am cumpărat, deci, care sunt moi, se poate să fie stricate. Trebuie să le luați foarte tare. O să-l fac prin blender puțin. O cantitate mică am pus. Pentru început, îl facem treptat. Îl măcinăm treptat. În frișca care a fost la foarte rece. De acum punem esență de vanilie. Treptat îl punem și amestecăm. Se putea pune și la blender, dar am vrut să văd cantitatea. Poate vrem mai mult, poate mai puțin. Să fie o pastă cât de cât, nu foarte moale. Acum în paharele în care le servim, măcinăm cantitatea care vă dorim. Continuăm așa până terminăm. Se răcească și castanele și acum o să pun frișcă. Acum putem să le decorăm cu ciocolată. Aceasta este rețeta noastră de castane. Pireu de castane cu frișcă. Vă rog să încercați, este foarte, foarte bună. Când o să găsesc castane bune, o să vă fac și castane prăjite. Mie îmi place și cu gem, o să pun foarte puțin gem. Aceasta este rețeta pentru astăzi. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere!